Bună, dragii mei! În seara aceasta am să vă citesc ceva foarte interesant, tot legat de căsnicie. Acest articol este din cartea părintelui Constantin Nasăr și se numește așa: A construi un cămin plin de viață, aceasta este definiția căsniciei. În seara aceasta sau în acest video am să vă citesc doar articolul care este publicat și în cartea dânsului, carte care se numește Arta căsniciei, cum să rămâneți împreună când lumea vă desparte. Apărut la editura Theosis în 2021. Într-un alt video, probabil în seara aceasta sau într-o seară viitoare, o să comentăm împreună acest articol. Dar acum m-am gândit să vi-l citesc, pentru că talentul deosebit al acestui părinte Constantin Nasăr este în evidență doar dacă o să vă redau exact cuvintele dânsului. Și acum haideți să începem. Basmele și filmele de dragoste încep cu a fost odată ca niciodată și se termină cu și au trăit fericiți până la adânci bătrânețe. Între acestea avem 1. Un băiat întâlnește o fată. 2. Băiatul se îndrăgostește de fată. 3. Băiatul pierde fata. 4. Băiatul o cucerește pe fată. Schimbați numele, schimbați locul și schimbați situația de criză. Rămâne aceeași poveste. Dar ce se întâmplă în ziua care urmează după și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți? Căsnicia începe acolo unde se termină basmul. Nu uitați asta. Nunta s-a încheiat. Ia gândiți-vă. Acest lucru care v-a acaparat toată atenția vreme de luni de zile e acum de domeniul trecutului. Vârtejul de evenimente din săptămâna de dinaintea nunții, nunta în sine, petrecerea de nuntă și plecarea în luna de miere, toate s-au pierdut în ceață. Acum sunteți în noua voastră casă. Căsnicia a început. Sunt sute de decizii pe care trebuie să le luați. Unde trebuie pusă poza? Sau fiecare poză? Unde trebuie așezut televizorul? Cum aranjăm mobila? În ce sertar punem argintăria? La ce băcănie ne facem cumpărăturile? Ce buget avem? Serviți micul dejun? De acum înainte veți lua nenumărate hotărâri comune împreună cu soțul, soția. Hotărârile presupun a da și a lua, negociere și capitulare. Viața conjugală presupune adaptarea zilnică la nevoile și problemele pe care le aduce fiecare zi. Va trebui să vă adaptați zi de zi la nevoile fizice, emoționale, spirituale și financiare ale celuilalt. Când erați necăsătoriți, erați independenți. În cea mai mare parte, deciziile vă aparțineau. Nu trebuia să mulțumiți pe nimeni decât pe voi înșivă. Acum însă, nu mai sunteți necăsătoriți, nu mai sunteți singuri. Doi devin una. Acum sunteți dependenți unul de celălalt. Nu puteți acționa independent unul de altul. Poate că vă amintiți cum vă întreceați în copilărie la cursa în trei picioare. Într-o asemenea cursă, fiecare participant face echipă cu câte un partener. Stați unul lângă altul și piciorul stâng al unuia e legat de piciorul drept al celuilalt.
Când alergați amândoi, trebuie să găsiți o cale de a vă potrivi unul după altul. Ambele picioare de pe exterior trebuie să se miște înainte concomitent, iar apoi picioarele legate trebuie să se miște înainte împreună. Cei mai rapizi alergători, atunci când sunt legați împreună, sosesc adesea pe ultimul loc. Echipa care reușește să se armonizeze și să miște simultan picioarele corecte, va câștiga cursa. Una dintre cele mai mari dificultăți cu care se confruntă cuplurile este tranziția de la perioada întâlnirilor la viața conjugală. Întâlnirile aduc împreună două persoane care ajung să se cunoască una pe cealaltă. Întâlnirile sunt o activitate în două picioare, prin care ne alegem partenerul pentru activitatea în trei picioare, cum e căsnicia. Întâlnirile sunt parțial fantezie. Aspectul romantic și exaltarea de a fi prezentat unui univers mai larg, cu oameni și experiențe noi. Dar căsnicia e altceva. Da, aspectul romantic există în continuare în căsnicie. Dar aceasta înseamnă și începerea trăirii concrete a vieții. În lumea reală în care trăim cei mai mulți dintre noi, nu luăm în fiecare seară cina la restaurante de lux. Nu zburăm de-a lungul și de-a latul pământului în fiecare weekend înspre destinații exotice, ca și cum am participat la emisiunea Bulacul. Căsnicia înseamnă a făuri un cămin, căminul nostru, unul care ne va proteja pe amândoi din punct de vedere emoțional de furtunile vieții. Ne va forma și va îngădui căsniciei noastre să crească. Și un cămin pe care, într-o bună zi, cu voia lui Dumnezeu, îl vom umple de copii, făcând din el un loc plin de viață. Da, dragii mei, căsnicia nu e un baz. Nu intrați în panică, închipuiți-vă că totul s-a sfârșit. Este așa doar dacă nu țineți seama de intervenția lui Dumnezeu, de biserică și de consilierii calificați. Căsnicia are nevoie de o permanentă îngrijire. Relația voastră va fi întotdeauna în evoluție. Este un parteneriat dinamic, nu un contract static. Sper că v-a plăcut acest fragment din cartea Părintelui Constantin Asel, dragii mei, carte numită Arta Căsniciei, cum să rămâneți împreună când lumea vă desparte, apărută la editura Teosis în 2021. Dacă v-a plăcut acest video și doriți să-l distribuiți și prietenilor voștri pentru ca să știe și ei mai multe despre această minunată carte a lui Constantin Nasser și pentru a cunoaște și mai multe despre căsnicie, să nu uitați să dați un share sau să postați acest video pe canalele voastre online de Facebook, Instagram sau poate chiar YouTube, unde doriți dumneavoastră, în blogurile voastre personale, unde vă spuneți povestea vieții voastre zilnice. Eu vă mulțumesc și vă doresc numai bine în căsnicia voastră, să porniți cu încredere și cu speranță să vă construiți o căsătorie și o căsnicie puternică. Și așa cum spune părintele, o căsnicie plină de viață, în care să vă umple sufletele copiii cu râsul lor zglobiu și cristalin de îngeraș. Eu vă doresc o seară minunată și ne vedem în următorul video, într-o seară următoare. Cu bine!